Bine v-am regăsit sau venit pe canalul meu de YouTube, eu sunt Ipa Denisa. Cei care mă cunoașteți știți deja cine sunt. Astăzi, pentru motivul neîncărcări la timp a videoclipului My Makeup Products, v-am întrebat iarăși în sondaj pentru că l-ați ales ca videoclip. Astăzi, acest video este filmat luni la ora 21 și 25 de minute, așa. Deci, am decis să-l filmez astăzi și să-l postez miercuri la ora 9 datorită sondajului care l-am pus. Și ați votat asta, majoritatea. Înainte de a începe videoclipul în prim plan, nu uitați evident să dați subscribe, like, evident, share ca să vadă și prietenii voștri. Și dacă doriți, opțiunea sau nu e opțiunea, nu uitați să activați și clopoțelul pentru a fi primii care primiți notificări când postez. Și un follow pe Instagram care îl veți găsi în descriere, pentru că acolo postez spoilere cu ce voi posta în viitor, mai înainte cu câteva săptămâni. Așa că ați auzit cele auzite, să nu mai lungesc intro-ul foarte tare. My Makeup Product, să începem! Mai întâi am să încep cu accesorile, ustensilele și apoi cu produsele în sine. Mai întâi avem acest ondulator de gene. Acesta l-am achiziționat de la Shinsei. Îl găsiți. Este super ok. E foarte lejer de folosit. Nu simt deloc durere la contactul cu genele. Un mix sfat fetelor. Eu, de exemplu, nu știu, am văzut pe TikTok și foarte multe fete își pun așa gen geana. Și gen își dau mascara când au pe ondulator. Și lasă, mi se pare foarte aiurea faptul că și spătezi ăsta. Dar și că îți cam supe foarte urâtă geana în sine, la un contact foarte dureros pentru ceilalți care au genele sensibile și care nu au dese, pentru că este persoane. Mi se pare iuria faptul că să spui în contact genere dintr-o dată cu mascara și să ții și pe ondulator. Nu e ok, adică na. Nu știu cum să spun mai bine, dar recomandarea mea este să folosesc cum folosesc eu. Dați-vă mascara, rimel, și apoi puneți așa. Bine așa mi arată. Se vede diferența. Dacă uitați pe pozele mele și TikTok-urile mele care mă vedeți nemachiată, să vezi diferența, pentru că cu atât de la asta am și o gene, pentru că dacă nu l-aș avea, efectiv nu se vede că le-am făcut de genere. Bun. Am terminat cu asta, am explicat mură în gură pentru cine nu folosește. Apoi avem minunatul accesoriu cu spumonii Watermelon, pepene verde, harbuz, așa. În care se află ca un nou burețelul pentru fond de ten. Da, era foarte mai mare, foarte mare, era cam cât asta aproape, cam asta. Dar că folosirea multă din iulie încoace l-a cam micșorat și în contact cu fond de ten și spălându-l și așa se duce încet și el săracul. Recomandarea mea este să folosiți genul ăsta de burăței, să nu folosiți nemicuți, micuți de tot, pentru că e mai greu cu ei. Folosiți ăștia cu acest tip de structură, pentru că sunt mult mai ok și mult mai rapid. Adică foarte repede glătuiți fondul de ten. Este achiziționat de la Shinsei. Așa, cum pronunță fiecare, acum nu mă corectați, fiecare cum pronunță, fiecare cu opinia lor, nu mă corectați, nu veniți cu hate, că pronunț ori Shinsei, ori Shinsei, ori mama lupește, vă zic doar de unde așa, dacă veți vă achiziționați, evident, uitați pe site-ul lor. Bun, tot de acolo am și acest set de pensule pe care nu le-a schimbat pentru nimic în lume, le ador din inimă. Această minunată pensulică o folosesc pentru fardurile de plape, pentru că este destul de tare și este micuță și mă ajută foarte repede să întind.
fardul de preape sau fardurile. Această pensulă pentru blush, shimmer și pudra translucidă pe care o folosesc. Mă ajută foarte repede să fac și nu mai necesit să dau, să intervin cu burețelul să aranjez machiajul. Gen blush-ul, shimmer-ul și conturul, nu mai necesită să intervin. Așa. Această pensulă pentru iluminator, care este doar un simplu lucru gen așa. Blush-ul este aici. Shimmer-ul se dă aici, aici, aici. Sau pe aici, dacă doriți. Pudra se dă pe toată fața pentru a fixa machiajul, dacă este pudră translucidă, transparentă. Conturul aici, aici. Pentru unele persoane le place de așa pe aici, 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 ca să contureze fața mai bine. Aici, 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 aici și în partea asta gâtului, ca să contureze mai bine. Să arate fața mai conturată, mai cu forme, cum spun unii. Această pensulă pentru fondul de ten pe care efectiv pun fond de ten doar așa, am două părți aici. Aici, aici și un pic aici și întind bine, bine pe gât, întind cu asta și pe față, întind cu bărețelul pentru că să-mi ajungă timpul și pentru restul, pentru că, de exemplu, eu dimineața am navetă în timpul liceului și mă trezesc la ora 6 și machiajul meu în jumătate de oră minim, adică maxim, îl termin pentru că mă grăbesc, fac foarte repede lucruri, știu ce am de făcut, nu magii, nimic. Asta este principala cheia succesului în chestia asta. Mai am această pensulică dintr-un set, pentru că aminte cât am luat de la Kaufland setul. Era un set cu pensule, nu mai știu ce am făcut cu restul, partea s-a stricat de timp, l-am de mult din clasa 7-a. Și îl foloseam pentru, și îl mai folosesc din când în când pentru fardurile de pleoape, pentru că este super ok și super lejeră de blenduit fardul. Apoi urmează produsele în sine. Mai întâi vreau să încep cu produsele de pregătire a feței, pentru că întotdeauna fața trebuie să fie curată. Puțină apă micelară sau opțional apă termală, pentru cine are, puteți folosi. Eu folosesc apă micelară de la Garnier Purective pentru a da startul hidratării tenului. Mai folosesc pentru hidratarea tenului mască de la Garnier Protective. Și da. Acum baza de machiaj este un primer. Acest primer o să lucească din cauza luminii. VFX Pro Camera Ready Illuminating Primer Strobe Cream Our Skin Tones pentru toate tipurile de ten. Este 25 ml, este de la Pharmacy. Îl recomand cu încredere. Deci, Pharmacy, dacă doriți să reacționați, este un primer efectiv deosebit. E ca o cremă normală, alb. Așa. Se aplică foarte puțin pe ten pentru că redă un aspect tenului foarte lucios și un puțin mat, ceea ce îmi place. Mai este și pe varianta gri. Acela este foarte, foarte mat și acesta este lucios. Pentru cei care întreabă ce am ales asta și n-am ales asta. Multe fete folosesc pe cel gri, dar eu am ales asta, adică ăsta mou. Nu știu, atunci a fost chestia asta. Apoi avem acest fond de ten de la Avon True Color, nuanța Palping. L-am achiziționat recent, de maximum o săptămână, pentru că înainte am avut un fond de ten de la Pharmacy BB Cream, o nuanță light to medium și efectiv era foarte, foarte mat pe tenul meu și mă arăta efectiv ca moartea, mă arăta mult mai închisă la ten. Nuanța light era prea deschisă, light to medium era închisă și am găsit, bă, stai că la Avon parcă era un fond de ten de care și o prietenă mi l-a recomandat și mulțumesc din plin. Are nuanțe mult mai deschise. Acesta este fondul de ten de la Avon și se numește Avon True Color. Calmează efect de vanifere, fond de ten mat. Dar mie mi se pare că e și un pic lucios, nu știu. Este cu pompiță. Da, deja m-am mudărit. Nici am început bine. Știți cum se aplică. Nu mai trebuie să mai prelungesc.
Deci acesta este fondul de ten. Bun. Apoi vin cu acest iluminator de la Oriflame. The One. Este un iluminator super cremo. Dă un aspect foarte frumos pe ten, nu foarte mult aplicat pentru că o să aibă fața lugeasă și prea lugeasă fața, unii spun că ai fața plină de sebum și așa mai departe. Acesta este, deci așa arată. Bun. Apoi avem această pudră transparentă, finishing powder de la Pharmacy, așa arată, este albă, dar să o pot deschide pentru că am unghii și este cam greu să o deschid, așa, cam așa arată, se aplică pe toată fața pentru a fixa mai bine machiajul, ați văzut, v-am arătat la început ce se aplică, cum se aplică. Apoi am această paletă de contur, unde este și caramelizatura Shinshai, Shinshai, cum spuneți unii, așa. Shimmer, bronzer și blush. Cam așa arată. Știți unde se aplică, nu mai trebuie să spun, pe trebuie să desperte. Așa. Acest balsam de buze de la Oriflame, Lip Balm Vanilla. Așa arată. Apoi mai vin cu corectorul de la The One Nanza Natural Beige al Oriflame. Acest gel de sprâncene și gene transparent de la The One, tot marca Oriflame. Apoi mai vinem cu mascara, rimelul pe care efectiv îl recomand din plin, este de la Giordani Gold, tot la Oriflame. A apărut recent și a fost în catalog la o reducere destul de mare. Așa arată. Mie îmi place enorm de mult pensula, este foarte subțire și mie îmi trebuie subțire pensula ca să mă ocup repede. Cam așa arată. Este în nuanța black, negru, evident. Nu știu ce fată folosește altă culoare. Sunt unele fete care folosesc mascara colorată, ceea ce este specific când mergi undeva la o distracție, așa vorba aia. Mai am această mascara rimel tot de la The One, Wonder Flash XXL. Este așa, gen redă volum foarte tare și este restenută la apă, la fel și cealaltă. Avem acest creion de sprâncene, dacă eu nu prea folosesc pentru că sunt obișnuită cu ale mele naturale și na. Am revenit. Am luat o mică pauză pentru că am aici la cameră. În fine, deci acest creion de sprâncene, așa arată, este această nuanță și anume brown. Brown, așa. Apoi avem acest creion dermatografic cu două capete de la Oriflame, care se numește la gama One Color, care este de la gama One Color, care arată așa, este culoarea mauve deschis și închis. Eu folosesc special deschis pentru că am tenul deschis, de ce nu? Nu-mi fac machiaje de noapte. Avem acest far stick, tot de la Oriflame, marca The One. Așa arată, este foarte închis la culoare, este lucios. Recomandabil este pentru umbre, dacă aveți un machiaj de noapte, când mergeți undeva la un eveniment nocturn, merită să îl folosesc. Apoi avem acest blush de la Shinshei. Cam așa arată. Folosesc mai mult acum nuanța de blush roz, pentru că asta este un fel de nut cu portocaleu cu roz combinație, un fel, deci dacă înțelegeți ce vreau să spun. Apoi venim cu valdură de ploape și o să încep și cu paletele, dar mai întâi încep cu cele micuțe. Eyeshadow de la
Colorbox, marca Oriflame. Este nuanța Bright Brick 34799. Apoi avem acest far de pleoape, foarte scripitor, Matte Taupe 38923, tot de la One Color, Mono Eyeshadow, pentru machiaje evidente și pentru a evidenția. Apoi avem de la Avon, avem acest creon magic, Magic Color Pencil, Cubi Lipstick, nuanța mea este nuanța orange, cam așa arată și așa arată pe poze. Am acest lucru de buze de la Wonder Willy, Lip Liquor, Miss Portai, este nuanța Mirror Mauve 210, așa arată, l-am luat din DM. Dacă aveți aproape, mergeți, pentru că recomand. După aia începem cu paletele de... Am trei palete, da, de pleoape. Am această paletă de la Mels, pe care o ador, pentru nuanțele astea minunate, de albastru și mov. Ador, pentru că sunt fan acestor culori. Apoi avem această paletă super drăguță. Această paletă mi-aduc aminte că am luat-o de pe Bobo Moda. Da, sunt acolo accesori de make-up și am zis, hai să o pe asta, era drăguță și ieftină și am zis, hai să vedem ce poate să pice capul, vine cu o pensulă din aceasta. Dar că nu folosesc, că au folosit ceva mai atât de ce am din aurea. Avem această paletă de la Ladies, pe care o am din clasa 7, când am început să mă machiez. Până dată mă machiam cu fardul și fardul de pleoape ruj și mascara și din anul acesta am început să mă machiez ca lumea. Este paletă cu foarte multe culori, de cei mai închise, cei mai deschise, lucioase, cei mai mate. Așa arată. Este folosită, se vede, unele culori nu mai sunt existente, pentru că le folosesc foarte, foarte mult de asta. Apoi avem acest eyeliner. Nu întrebați de ce nu folosesc eyeliner. Nu prea am voie să folosesc eyeliner, nu prea mă lasă mama. Dacă vă întrebați de ce, și nu prea mă pricep. Am vrut să încep să-mi fac o linie, nu mai ieșit și am zis, hai să fac, să las într-o vacanță să încep să mă fac chestia asta, dar la școală nu am voie, asta e clar, mama nu mă lasă. Asta e viața. În fine. Așa, și în final, acest Makeup Fixing Spray for All Skin Types, 125ml, Fiore Vita, achiziționat de la Jumbo din Oradea. A fost super ok. Conține cafeină, alcool și nu încarcă tenul, nu simți pe ten, simți efectiv că eu mai dau un parfum, gen, doar atât. Atâta este. Și mi-a lăsat să ia cafea, deci nu dai seama că e o spray de fixare pentru machiaj. Recomand. E bine să-l ai. Poți să le iei de buzunar, pentru că doar 125ml are, poți să le iei într-o poșetă oriunde te ajută. Deci, da. Cam aici se încheie My Makeup Product. Dacă v-a plăcut, evident, nu uitați să apăsați butonul de like, share și subscribe. Eu am fost Infodensa. Scuzați-mă de durata videoclipului, am pe lungit ca să înțelegi și să simplific pentru fiecare în parte, pentru începători și pentru cei care sunt la nivel avansat cu make-up-ul. Eu sunt Infodenisa, vă mulțumesc pentru atenție, toate cele bune și ne revedem data viitoare într-un nou video.